slavei tale, prin Amin. Vorbe, prin gândire, prin trai, da. Prin tot ce avem, prin tot ce suntem și în această seară, cântările care vor fi înălțate și mesajele care vor fi transmise să fie izvorâte din tine, Amin. Prin puterea ta și pentru slava ta și atunci va fi și pentru întărirea noastră da. Și poate chiar pentru mântuirea cuiva care încă nu te-a primit. Lucrează în sensul acesta Amin. Pentru slava ta veșnică. Amin. Amin. Să ocupăm locul. Ne bucurăm pentru această seară specială, seara de Crăciun, și aș vrea să văd bucuria exprimată pe fețele dumneavoastră. În aceste momente îmi vine să întreb, dumneavoastră mă vedeți că eu nu vă văd. Cred că aceasta este probabil dorința tinerilor ca să fie mai interesant pentru ei în seara aceasta și le-o respectăm. Aș vrea să-i văd și pe ei fericiți și bucuroși, zâmbind. S-au pregătit mult pentru acest program și cerem îndurare, putere de la Dumnezeu peste ei în seara aceasta. Ne bucurăm pentru toți acei care ați hotărât să veniți, să vă închinați împreună cu noi și în timp ce vom asculta aceste colinde plăcute, poeme, poezii, care toate vor avea în centrul lor o singură persoană, pruncul născut în Betleem, aș dori să stăm cu inimile deschise pentru tot ce vrea să toarne Dumnezeu în inimile noastre și în același timp să răspundem în închinare, cu adorare, cu mulțumire pentru darul mare pe care Dumnezeu ni l-a făcut într-o zi ca aceasta în urmă cu aproape 2000 de ani, pe Domnul Iisus Hristos. După ce vom cânta cântarea 364, vom asculta acest program special al tinerilor și apoi ne vom pregăti și pentru ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu. 364 numărul cântării. Cântăm și strofa a treia. O, ce veste îmbucurătoare, ea stâmpără orice dureri. Vestirea nașterii lui Iisus Hristos. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret. La o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David, numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și i-a zis, Plecăciune ție, care ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Turburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreabă singură ce poate să însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis, Nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căreia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt
și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va pogori peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August și să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Tot se ducea să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă la Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și seminția lui David. Să se înscrie împreună cu Maria, logonica lui care era însărcinată. Pe când era ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru el. Amin. 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 Fără Iisus, lumea ar fi fost pustie. Crinii n-ar mai fi întins spre cer cupe în mirăsmată de neprihănire și viața noastră ar fi fost cuprinsă în spasmele morții. Cum ar fi putut exista fericirea fără El? I-ar fi rămas doar un vis după care am fi alergat zadarnic să-L prindem în palmele noastre tremurânde. Dar deodată,
În noaptea adâncă a lumii, când totul zăcea în deznădejde, pe cer a apărut o stea ce își trimitea spre noi razele ca niște solii vite de departe din lumea fără de sfârșit. Atunci am înțeles că Dumnezeu în dragostea sa ne-a trimis izvorul dragostei și al vieții. El, eternul Fiul de Dumnezeu, s-a zămislit din lut și a devenit om al durerii. Mirul ales picura de pe buzele sale când ne vorbea și sângele din trupul său când ne ierta. Noi am privit steaua cu bucurie și l-am rugat să ne pătrundă în inimile noastre înghețate, să le topească în focul dragostei sale și apoi să le umple de bucuria nașterii adevăratei vieți. Amin. De ce ai ales o iesle umilă și pustie, când îngerii din cerul sârtau de bucurie, când universul însuși s-a zămislit prin tine, când aurul din lume pe drepții se cuvine, când ești albastru marii, când ești lumina vie, de ce ai ales o iesle
umilă și pustie. Când ești eterna pace, când ești cuvântul sfânt și când nu-i tem de tine nimic pe acest pământ. Când legiuni de îngeri sunt gata să-ți slujească, de ce ai ales, de ce ai lăsat, Iisuse, coroana ta regească? Și din eterna slavă venit ai să suspini și în sfera mea să afli o ramură de spini. Ce mare ți este, Doamne, iubirea ta curată și n-am să pot pătrunde adâncul niciodată, căci este prea umilă, e drumul care duce din slava ta eternă la patimă și cruce. Nu-i minte să priceapă ce vine prin credință, când inima, Iisuse, ți-o dau cu umilință. Nu mintea noastră îngustă, ci numai harul tău, când răvășit de sete, alerg să beau și eu. Tu ai ales o ieste și o viață prea smerită și crucea grea ce mie-mi fusese pregătită, ca să răscumperi lumea din ură și noroi, ca răstigniți cu tine, tu să triumfi cu noi. Amin. O dragoste, măreț cuvânt, pecetea nemuririi, umplut ai ceruri și pământ, adus ai tot ce ai mai sfânt și dărui omenirii. Din bucuriile cerești, din slava lor măreață, te-ai pogorât să locuiești, asemeni nouă să trăiești, să ne conduci la viață. Un grajd e tot ce ai ales, la marginea cetății, căldura vitelor ți-a fost drept plapumă și adăpost în ieslea simplității. Al îngerilor cor divin
ți-a preamărit venirea și trâmbițau al tău destin, lumi întregi, scăldat în chin, vestindu-i mântuirea. Îngenunchem la ieslea ta, tu să ne fii povață, în veci de veci vom lăuda nașterea ta și dragostea ce lumii dă viață. Amin. Amin. Thank you.
Noaptea nașterii și zarea albă ca un vis arată, sub opincile înghețate ne-au o scârție călcată. Undeva, pierdut prin ceața de lumină albă, rece, un colin se aude o clipă, doar o clipă, și apoi trece. Pe la fiecare casă râd ferestrele în lumină, e atâta bucurie toată noaptea asta plină. De pe o uliță pierdută, din colindul dinainte, ca pe o aripă de înger, lin răsună trei cuvinte. Ia sculați, dragi gospodari, căci vin aspeți, astăzi oaspeți mari. Florile d'albe, florile d'albe, astăzi, undeva departe, unde gândul abia pătrunde, la lumii rugi de viacuri, tainic Dumnezeu răspunde. Înfășat sta cum în iesle, mic copil, stăpânul lumii, în veșmântul lui de scutec mult mai alb ca boaba spumii. Iar din ceruri, steaua sfântă dulce raza și-o coboară, peste iesle, peste staul, peste o mamă și o fecioară. Încărcați de daruri scumpe, vin trei magi să-i se închine, se coboară cor de îngeri din tăriile senine. Și în cântări aduc vestirea la păstorii de la staul, pentru fiul sfânt din iesle, împletind cunun de aur. Toții cântă cu osana, noaptea parcă-i zi cu soare, îngerii, păstorii, magii, totul este sărbătoare. Iar pământul îmbracă haină albă pentru prăznuire. Vine Domnul să ne afle așteptându-L cu iubire. Binecuvântat fii, Doamne, Cel ce vii cu bucurie. Fă ca inimile toate să ți se deschidă ție. Amin.